Salutare și bine m-am regăsit la un nou clip cu Clash Royale. Am uitat să fac și o stămare. La un nou clip cu Clash Royale astăzi. Am un clip super smaker pentru voi. După părerea mea este interesant și vreau să vi-l arăt și vouă, în caz că nu l-ați văzut sau chestii din astea. Și am zis, de ce să nu îl arăt și abonaților mei. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că ar ajuta foarte mult să distribuiți videoclipul, desigur, pentru că ar ajuta și mai mult. Ei bine, astăzi vreau să vă prezint trupele din Clash Royale, în realitate alese de niște oameni, adică niște oameni au ales trupele astea ca fiind trupele din Clash Royale, doar că în realitate. Am să las muzica un pic mai încet ca să ne asigurăm că m-auziți foarte bine pe mine și o să-i dăm drumul la videoclip. Haideți să vedem. Deci, ăsta ar fi Royal Giant-ul, chică. Deci mi se pare destul de interesant. Uite cum e tipul ăsta. Ăsta este Ice Wizard-ul. Deci tipul ăsta arată genial. Uitați-vă cum este tot albastru. Și nu-i Photoshop. Asta e cel mai tare. Deci tipul ăsta chiar arată mișto și în realitate. Baby Dragonul. Bine, na, toate trupele cred că sunt. Nu știu exact câte. Dark Knight arată destul de interesant. Dark Prince-ul, de fapt? Nu știu, cred că e Knight. Asta este... Astea sunt scheleții aia micuți. Interesant. Lumberjack-ul. Wow, ce tare. Mie chiar îmi plac și oamenii ăștia care au culoarea asta a părului. Ok, ăsta e Giant Skeleton, nu? What the fuck? Bine, în realitate ăla e făcut de niște oameni, nu e real ceva. Și minionii ar fi lilieci, dar o să apare și lilieci, deci cred că chestia asta o să fie updatată. Sau ceva de genul, bine, nu umblu eu la ele, nu știu, dar îți întreb așa. Minerul, mamă, ce față de minerul ăsta. Voi știți ce greu viață grea o minerii în realitate? Dar dacă să ne uităm, ăsta are o... Oare cum e o chestie fictivă, că ăsta are o lumânare, ăsta are de fapt o lumină, deci am înțeles. Knight-ul, da, cavalerul. Asta-i tare. Lava Hound-ul, nu înțeleg asta cu Lava Hound-ul foarte bine. De ce e ăla? Aceasta este muschetărița. Asta este prințul. Prințul e destul de jmecher și fix cu lancea aia lui. Asta e golemul. Asta e destul de tare, dar nu știu din ce sunt desenele astea. Uite un cosplay de witch. E cosplay ăsta, ce tare. Bomberul, what the fuck? Dar ce seamănă, frate? Prințesa, normal, prințesa Leila. Oglinda, da, asta este cel mai troll. Deci mirrorul e o oglindă, mi se pare normal că e o oglindă, practic. Fireball, what the fuck, dar ce e? Graveyard. Și ne-a băgat un cimitir. Ar fost mișto să fie un cimitir cu scheleți. Tornada, what the fuck, ce? Cred că după asta s-au și inspirat cei care au făcut desenul. Ce mișto mi se pare că arată poțiunile, deci uitați-vă la Rage Spell. Deci e genial. Freeze Spell, nici nu mai zic, are o cheie legată de el, frate. Uitați-vă cât de genial arată chestia aia din partea dreaptă. Fire Spirits, de... ce tare. What the fuck. Dart Goblinul. Deci sunt foarte interesante trupele astea. Nu știu, mi-mi plac. Guardians, da, un skelet practic îmbrăcat oarecum apărat. Executioner, da, știu, era execuționerii aia de pe timpuri. Ăsta e gangul de goblini și-a pus chinezii ăștia. Cred că sunt chinezii, nu știu. Îmi place de logo unde au pus niște spike-uri din astea făcute în Photoshop, dar ideea e bună. X-Bow. Bine, oarecum nu e bine interpretată, dar uite Goblin Hat-ul îmi place, mi se pare destul de interesant cum arată, sincer. Kena nu e un tun normal, ați mai văzut tunuri cu siguranță. Eu sunt curios, Mortar, what the fuck? What the fuck, de uriașă e chestia asta, n-am mai văzut asta în viața mea. Și gen, dă cu bombe din alea mare sau ce face? Elite Barbarian, știi ce ați vrea să văd? Un Bomb Tower sau Inferno Tower? Bowler. Aia chiar aș vrea să văd, dar nu cred că o să vedem. Furnace, normal, era și eu să interpretez un Furnace. Văd că Lightning Spell-ul l-a făcut într-un Lightning, de fapt într-o, da, în fulgere. Rocket. Bine, puteau să facă mai mișto. De fapt, ideea e bună. Arrows. Ce tare mi se pare ideea că le-a venit să fac chestia asta. Sparky în viața reală? Ăsta chiar un Sparky în viața reală, deci n-are... Nu prea are sens. Electro Wizard-ul, ce tare. And that's like... it. Păi, cam atât cu clipul ăsta. Sper că v-a plăcut acest episod, e un episod foarte scurt, e un episod în care sper să nu vă fi pierdut, să vă fi plăcut ceea ce ați văzut aici, v-aș ruga din tot sufletul să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa, și nu uitați să vă abonați pentru mai mult.